Marius, felicitări pentru debutul la echipa națională. Mulțumesc frumos, sunt foarte bucuros pentru acest debut, însă mai ales că am câștigat acest meci, pentru că era foarte important să luăm cele 3 puncte. Urmează deplasarea la Mediaș pentru meciul cu Universitatea Cluj. Ne așteaptă un meci foarte, foarte greu acolo, este o echipă în formare, să zic așa, au venit mulți jucători, au și plecat, însă ne dorim foarte mult să luăm cele 3 puncte și să ne apropiem ușor, ușor de locurile fruntașe, pentru că asta ne dorim în momentul de față. Vor lipsi suspendați Turge și Moți. Da, sunt doi jucători care au jucat în toate meciurile până acum, sunt doi jucători valoroși care ne-au ajutat foarte mult, însă cei care vor intra în locul lor va trebui să joace cât mai bine, să demonstreze că sunt jucători foarte buni. Urmează o lună extrem de importantă pentru ambele obiective ale echipei, și campionatul și Cupa României, cu meciul din 3 în 3 zile. Va fi o perioadă foarte grea în care trebuie să ne autodepășim, să jucăm cât mai bine și să câștigăm fiecare meci. Acum este un început la acest meci cu Universitatea Cluj. Trebuie să luăm cele 3 puncte și să venim acasă în meciul cu Brașov și să încercăm să ne apropiem de vasul lui. A depășit echipa după 4-1 cu FCM Târgu Mureș blocajul golurilor. Noi ne dorim să primim cât mai puține goluri, să nu primim niciunul și să marcăm cu un gol mai mult decât adversarul. Acum că am reușit să marcăm de 4 ori, suntem foarte bucuroși, sperăm să și la meciul cu Universitatea Cluj să marcăm cât mai mult și să câștigăm. Dinamo este o echipă foarte iubită în Ardeal. Ce mesaj le transmit suporterilor dinamoviști? Am înțeles că vor veni câți foarte mulți suporteri, ne dorim să fie alături de noi, să ne susțină și în deplasare și să-i facem bucuroși până la urmă. Urmăriți Dinamo TV numai pe fcdinamo.ro.